Salutare, mă băieți! Bine v-am găsit la un clip de pe acest canal din seria noastră minunată de car parking roleplay, mă băieți. Astăzi, după cum ați dat acolo în titlu și în thumbnail, vom merge să modificăm mașina, adică prima modificare, să zicem așa. Nu m-am gândit deocamdată ce să-i fac. Bine, aveam ceva în cap, doar să schimb culoarea și ceva de genul, pentru că n-am foarte mulți bani, trebuie să mă și angajez și așa mai departe. Așa că, da, băieți, dacă vă place acest videoclip, nu uitați să apăsați acolo pe butonaj de like, să strângem 250 de like-uri, băieți, dacă suntem 250 de like-uri, vom mai continua. Vă abonați acolo dacă sunteți noi, verificați descrierea unde găsiți acolo tot ce trebuie. Hai să vi mai arăt o dată E36-ul. Cam așa arată, l-am băgat frumos aici cu spatele. Trebuie să-l mă duc cu el la... să-i fac plăcuțe, adică să-l fac pe numele meu, să-l trec pe numele meu, să-i schimbe numerele și așa mai departe. Așa că, da, băieți, hai să mergem la vecinul aici, că știu că știe el pe cineva care tunează mișto și așa mai departe. Hai să mergem acolo să vedem. Vă că și pe lângă ca... s-a dus în spatele. Lasă că mergem după el să-l strigăm. Ia uite-l, bă, ce mașină are. Bă, ăsta, bă, toată lumea are mașini. Vă că, uite, Mustang pe aici. Ale. Ia să vedem ce... vecine! Bre, vecine! Oh! Ce faci, bre, să trăiți? Să crești mare, mă. Uite, ramul ăla, că la aceea. Deranjezi, nu deranjezi, sau? A, nu. Am auzit acum, când am fost să mergem, acum câteva zile, să mergem să iau mașina, că știi tale, pe cineva care tunează, modifică mașini bine. Da, da, știu. Păi și ia zi, mă rezolvi și pe mine? Are băiatul timp? N-are, na, nu știu. Are. Că din câte știu, azi lucrează. Păi și știi tale pe unde vine? Știi, adică... da, da. Păi eu, hai că vin după tale dacă e. Ai treabă acum sau... Nu, poți să vii. Bun, hai că mă țin după tale. Na. Hai. Bun, băieți, hai să mergem. Mama, abia aștept să... mi-a mai rămas și mie ceva bănuți. Din ce am avut eu strâns. Bag în mașină, după aia mă angajez ceva. Și o să văd eu pe viitor. Dar vreau să văd... să vedem, să facem pisicuța asta frumoasă. Hai să ne urcăm frumos la bord, la bordul la avion. Hai să pornim motorașul. Am mai fost de dimineață o tură cu el. Este 10 ceasul. Mamă, trebuie să... are probleme vecinul ăsta cu garajul. Nu i se deschide mereu. Bine, adevărul e că nici ne-a plouat, adică nu știu ce am mai băgat un garaj. Dar merge. Bun, să ne așezăm frumos aici GoPro-ul. Frumis. Bun. Am văzut că are mașină de mașină vecinul. Am mai fost acum, cred că jumătate de oră. N-a nici n-a apucat motorul să răcească. Hai să mergem după dânsul. Să mergem ecologic. S-aude frumos motorul ăsta de 2.0. E modest, e frumos, s-aude bine. Bun. Hai să ne băgăm frumos aici. Mamă, îi dau turații mari, sau devine la turații mari, sincer, chiar îți mulțumim de mașină în câteva zile. Chiar e ok. Acum sper să nu avem probleme cu ea, da, acum nu știu ce să zic. Cred că aici e, mă? Da, aici e, aparent. Să ne mutăm aici, în stânga. Cătălin nu este cu noi astăzi. Cred că a plecat, nu știu, undeva. Hai să vedem ce zice. Mamă, dar ce frumos e aici, are spălătorii, are de toate. Ia să vedem. Mamă, ce are ăsta aici. Oh, mi-e fulul! Da-și bă, băiate, mă. Cine mă strigă, mă? Ia să vedem. Oh! Hai, salut! Ce faci? Ce faci?
Uite, pace și eu. Da. Da, am venit cu băiatul ăsta, că Salut. vreau să Salut, facă salut, un salut, ceva salut, o salut. mașină. Salut. Am auzit că, na, ești cu din astea, cu tuning, cu... Te Da, văd aici tot ce că se ai un poate face la o service, ai... mașină. Da, pe m-ar interesa și pe mine un tuning așa micuț. N-am foarte mulți bani. Mă gândeam sincer la o culoare și la ceva modificare la motor. La ce mașină? La acele 36 de acolo. Ce Dacă ăsta? vreți... 320? Da, e un 320i. Benzină. Da, nu e mare lucru, cam atât a fost prețul. N-am avut nici foarte mulți bani. Care bani chidăm? Da, păi... Are pachet M din ce am înțeles de la fostul proprietar. Și na. Vreau să o... Să o fac frumoasă, să o înscriu, să... Îi fac câte ceva. Pentru o culoare, să te gândești la ce vrea. Nu știu, sincer, nu m-am gândit. Bine, mai aveam ceva în cap, nu știu, ceva, un mov închis, ceva, sau, na, nu știu, un alb, un galben, ceva. Nu știu. Dacă ai putea să ne recomanzi o culoare frumoasă, ceva. Pe M3, de obicei, culoarea cum are tata e aici. Dar merge și roșu și galben. Roșu și galben. Acum, da. Un galben ar merge, sincer, mi-ar place mult. Așa și la motor, dacă zici că Nu știu, un mic vrei ceva mai softuleț motor. așa, nu prea trage el cum. Bine, la motor de 2.0, 150 de cai nu mă aștept. Vreau să fie acolo ceva. Pot să-ți fac un stage 1 dacă vrei. Cel mai ușor, nu mă ating de motor, doar din calculator. Da, pe și cam cât ar crește așa de la 150? Undeva la aproape de 200, 190, 185, A, cam e așa. perfect, e perfect. Chiar e ok. Arată, da. 43 de cai în plus. Dacă văd că, na, zis nou în oraș și na, dacă tu mi-a zis vecinul că este tuner și așa, ești tuner și așa mai departe, dacă îmi place ce faci, sincer, chiar o să mai vin. Da, păi uite, S-ul ăla abia l-am cumpărat Da, și vreau să am mă văzut, apuc de el, dar... l-am văzut, arată super, super tare. Fix ăsta mi-a sărit în ochi. E modelul la 730S Wow. Brabus. Ăla de 7.3. Da, Wow. V12. Cum arată, e super. Mă gândeam și eu să-mi iau, da, nu știu, ceva mai A, micuț. ăsta trebuie să-i pui 10 litri de benzină mai ca să pornești. Da. Nu știu, eu mă gândeam să-mi fi luat un din ăsta, dar motor mai mic, n-am bani, n-am... E 3000 diesel, e 4,2 benzină, e 4000 benzină. 3.000 dieselul mai bine, mi-aș fi luat, E dar... 350 diesel, dar nu prea, e mai bun 3000. E mai bun O să 3.000, tunez mai tare, da. nu? Nu e neapărat de tunat, asta aș lua așa, mai mult pentru oraș, pentru... Da, nu asta. 73 ăsta e cam nu prea e de oraș, adică te simți Păi... ca n-ai de 3000 diesel, dar când accelerezi nu mai te simți ca n-ai de Aia 3000 zic, diesel. păi, na, 7.3-ul, îmi imaginez și eu cum e. Păi ce să zic, o las aici, că, na, poate mai ai pe careva, sau, na, nu știu, ai, poate mai Că ai lucrez treabă. singur, o să mă apuc să văd că nu e îndoită, nu e lovită, văd că e chiar... Nu, chiar să știi că am prins-o bine, nu știu, pe subia, că n-am, nu m-am uitat pe subia dacă are rugine sau ceva, Dar eu nu cred că e nu are. făcută. Sau să nu fie Dacă nu, ți-o fac făcută. eu pe dedesubt. Na, nu știu, Vrei să eu... vopsesc că, na, să te vopsesc pe dedesubt, să-ți fac toate piesele negre. Suspensie, Nu știu, amortizatoare, arcuri. dacă ai putea să o faci, na, Să o fac eu, asta, că după aia, na. nu știu, ți-am zis, nu m-am uitat pe subia, nu am stat să mă uit, doar am luat-o și m-am și plimbat cu ea, cred că m-am plimbat de când o am în continuu. Am înțeles. Nu știu, ți-am zis, nu m-am uitat pe subia să văd dacă e ruginită sau ceva, doar pe din afară, din câte vezi și tu că arată bine. Cum o vezi, Păi... așa am luat-o. Da, bun, atunci o să mă bag înăuntru aici în cabina de vopsit, o să încep să o iau la... cu mașina de jmirgăluit. Da, păi, da. Păi, Și dacă după aia să ai... mă duc testerul și să mă uit dacă are vreo eroare. Dacă n-are, mă duc să-mi scot calculatorul și fac din... un soft. Da, păi... Cum facem? Îți las un număr sau vorbim cu vecinul? Vorbești cu Vorbește-l? vecinul. Bun, bun.
Păi mersi, ce să zic, și ne auzim dacă e pe, na, cât mai repede posibil. Da. Bun, mersi. Salut. Hai că merg și eu cu tine, vecine. A, vrei să-i dau un test drive? Sau... Din cât o văd eu pe asta că e motor mare, deci nu, hai să... Dar nu e Abia am problemă. luat și eu permisul și nu vreau să... Oh, stai. Dar Căutați. Da. ce mașină e asta, bre? E Chevrolet, A, ce e? e Chevrolet. Chevrolet? Uitați modelul, dar... E luată din America, nici numele, nu, i l-am schimbat. Păi și ce motor ai, bre, pe așa ceva? Ei, mare rost, să zicem. Păi mare, m-ar interesa, sincer, chiar arată bine mașinuța. Nu știu, sigur, cred că mai mare de 5.000 sau ceva de genul. Mai mare de... Mamă, păi și cum ai... A, dar stai că asta e mașină veche, ai trecut o istorică, cred că, nu? Da. A, păi se înțelege de unde ai Mamă. tu bani de... Na. Bine, acum... Nu știu cum ai tu cu benzina, cu astea, cu motorina, cu ce e mașina asta. Are consum mare Vedem. sau? Are destul. Da, se vede că e veche, că ai doar o oglindă. Da. Pe Arată partea bine. șoferului. Vezi că ai ratat drumul. Facem o românească, pace. Vezi să nu te ia poliția, vrei. Nu-i problemă. Dar am văzut că mai și Mercedes ai și Chevrolet, doar ce bestii mai ai tu pe acolo, pe la tale? Nu se știe. O să mai vedem. Sunt impresionat, sincer, de mașina asta și chiar stai confortabil în ea, având în vedere din ce an e? Păi, multe specificații de-a lungul anilor, de când o am, l-am mai uitat și eu, că, na. Mulți se uită, dar nu vine să întrebe. Și Da. toată doar să se uite, uiți informați, uiți, mai ales că-s bătrân, Păi, uiți, înțeleg, am... înțeleg. Eu cred că e destul de veche și chiar arată bine la anii ei. Sunt unele mașini de astea vechi care n-arată într-o condiție, gen nu e într-o condiție destul de bună, dar asta chiar văd că arată bine. Păi, eu întorc mai multe cafuri decât unii care au mașini de astea mai noi apărute, că asta nu prea o vezi pe Păi stradă. aia zic, e și rară, nu prea. Eu sincer n-am văzut așa ceva niciodată. Și da, da, păi să mai și merg într-una ca să știu cum e. Dar având în vedere că e văd că e și curată, e și frumoasă Dacă și vrei confortabil. odată să te plimbi cu ea, ți-o dau cu cea mai mare plăcere. Ai, să mai mă obișnuiesc eu alea cu pisicuța mea că na. Ba, cu aceea că oricum nu e Cătălin acasă. Bine, că Păi, mai nu e o problemă, adică n-am nicio treabă. o bagaj și în față. O Da, asta. deja-te ai. Mamă. E nebunie. Chiar arată bine, băieți, mașina asta. Clasică. Nebunie cu ea. Ia uite unde bagă. Aici am ușa mea. La umbră. Păi normal, acela umbră. Vrea Să te duci pe jantele ea din nou. astea. Ne mergeau niște jante clasice, da? Da, dacă îți plac, n-am nicio problemă. Am vrut ceva așa mai, ceva mai modern. Mai Că modern. tot jante de-astea mai așa, mai clasice vezi pe una de-asta. Păi Dar da. de-asta mai modernă, nu prea. Păi să știi, văd că ai luat-o din America, văd că ai numele de California. Dar ai numere personalizate, ai stat în America sau? Nu, am fost acolo, am stat puțin până am cumpărat-o și i-am făcut acolo, i-am făcut numerele, i-am făcut tot, l-am personalizat și am adus-o în țară. Dar văd că vopseaua e curată, adică nu e zgâriată, nu e nimic Că murdară, nu e, nimic. Chiar că arată am bine. avut grijă, că nu prea mă duc eu la cine știe ce spălătorii să nu îmi zgârie vopseaua. Da. Da, uite, cu astea aripioarele astea așa chiar sunt frumoase, făcute frumos.
Și în Păi vreme aici vreodată chiar... încă te gândești să dai un test? Îmi spui că oricum O e să mai vedem bună. pozilele următoare, mai. Îi fac eu full-ul și ne plimbăm cât vrei. O să vedem zilele astea. Să văd și eu. Să văd când poate termină chiar în seara asta mașina, băiatul. Dacă, na, eu nu știu, nu-l cunosc. Eu... Mai Poftim? stă la o vorbă la una Păi, alta, da, poate. aici am... Păi... Am în vedere că nu e nici bine, că n-am nicio problemă, că nu e la cască, e cască oricum nu stă aici. Că, na, Da. intimitate și așa mai departe. Oricum, o să mai vin face în vizită la fost acasă, dar na, nu o să fiu prea des. Că o Păi să și fiu cum e la vrea acolo la Brașov? E... Că parcă... Deocamdată încă nu știu, că încă mai sunt cu mutatul. Păi și mai ales case de vânzare sau... Nu știi. Dar încă te-am văzut mai era una. Dar nu știu cât timp mai e. Să nu o M-ar cumpere. interesa, sincer, dar mai încolo, deocamdată nu am bani, trebuie să mă sun ca ceva de muncă zilele următoare. Vorbesc eu cu cineva dacă vrei ceva bine plătit. Eu accept dacă e un salariu mare, cât de cât mare, adică să nu fiu nici chiar nesimțit să În cer caz mult. dacă vrei ceva polițist, poți să te intereseze, că am. Am, gen am ce trebuie pentru polițist, dar nu știu, nu prea mare. Nu știu, o să văd dacă e ok, cum se plătește și așa mai departe, n-am nicio problemă. Da. O să-ți dau eu un număr și vorbești tu cu nepoata mea. Da. Nu mai e problemă. Păi da, băieți, să punem și noi aici un pic de pauză până mai trece timpul. Poate, na, poate chiar diseară o să ne termine mașina și o să revenim când plecăm spre mașină. Bun, băieți, este seara acum. Trebuie să mergem, tocmai ce l-a sunat pe vecinul aici. Să mergem să luăm mașina, că e gata. E tot ce trebuie. Ia zi, bre, vecine. Care... Da. Hai, Păi mergem sau? din zic că a terminat-o. Da, pe hai să mergem. Acum. Hai. Haide. Hai să mergem. Aici cu mașina lui vecinul. Hai să mergem frumos. Și da, bre. Să sperăm că dacă a făcut treabă bună, dacă a făcut treabă bună, cu siguranță să mă mai duc, îți dai seama. Și na. Normal. Hai să mergem. Poți să-i dai mai tare acum că e mai liber orașul. Cel puțin așa am văzut eu, că eu mă mai plimbam și seara și... Na. Este 9 seara, băieți, și acum... Cred că... Iau și o mașina și cred că închide băiatul sau... Nu, nu știu, poate să și noapte. Nu știu. El știe. Și na. Chiar ăsta e curios cum... va ieși. Pentru că dacă tot trebuie să-i fac ITP-ul și așa mai departe, din ce am înțeles că mi-a dat mai devreme mesaj fostul proprietar, a zis că trebuie să-i fac ITP-ul și... Na, i-am schimb, să-i schimb și culoarea și ca să-mi fie mai ușor după. Wow. Scurios. Stai aici, ia să vedem. Hai să ne dăm jos. Oprește, bre, sărăcia asta, că mi-ai rupt urechile. Așa. Lasă-mă să meargă, că dai mașina. Ia zi Hai, salut. care... Salut, salut. Uite, e gata. E gata? Hai înăuntru, da. Du-te și vezi că am lăsat-o să mai se usuce vopseaua un poc. Aici? Da. În cabina Mamă. de vopse. Ia vezi. Mamă cum arată. Hai, intră înăuntru. Ce dracu, stai că Păi nu se stai că nu se deschide. mai deschide. Stai. Că vin imediat cu ea dacă e. Hai, vine tu cu ea. Ia, încearcă să bagi o mașină, poate are pe senzor ceva. Nu Hai știu. că bag eu mașina. Agă tu. Hai că Păi se că deschide. poate e pe senzor, nu știu. Mamă, băi, cum arată. Doamne, mai mamă, cum arată. E de... Deja o văd altă mașină. Deja zici că nu mai e mașina mea. Singurul lucru care a fost foarte ușor la ea e că n-am avut nimic de îndreptat și nimic de dat cu kit. Adică asta e la o mașină veche de 30 de ani, deja pe mine mă Da. încântă. Pe dedesubt să știi că cam era rugină, dar nu rău. Ți-am acoperit tot, ți-am astupat, ți-am dat cu fibră de sticlă.
Ți-am sudat, ți-am îndreptat. Mamă, cum arată mașina asta. Mamă, butoi e mai joasă, mă, îmi blășile suspensii. Da, nu știu de unde ai luat o mașina asta, dar vine cu aset de suspensii manuale. Poți să îi reglezi să stea arcurile mai jos. Mamă, dar cum arată, uite-te și tu la ea cât de frumos e pe galben așa. Bă, chiar ai făcut o treabă Mai super, jos. super tare. Și în rest, ce ai zis că ai mai făcut la motor? Ce mai ai La făcut? motor am scos 192 de cai. O, e bine, mă. Și s-a crescut și consumul cu un litru, cam așa. Nu prea, păi Era. na, îmi dau seama la 40 de cai plus. Cât mi-ai Mi-a dat pus. în bord acum, n-am scos-o, că abia am vopsit-o. A Da, durat vreo da. 3 ore să vopsesc. Dar ți-am zis, nu mi-a luat nimic în plus de îndreptat pe afară, pe dedesubt ce era acolo. Era Mi-am sau. dat, da, când te bai sub ea, e asta doar eu fac. Mi-ți-am dat cu niște vaselină pe la... Pe la praguri, pe la uși. Știi de ce, Pentru? nu? Să nu ruginească. Da. Pentru că mașina ca asta nu trebuie întreținută. Da, păi oricum e. Așa s-a dat cu lumina Și ți-am asta, așa. vopsit brațe, lonjeroane, totul ți-am vopsit negru, să nu se vadă nimic pe dedesubt. Da, păi oricum se vede. Și e frumoasă, ia așa, și galbenul ăsta chiar e super. Bă, ce să zic, ce să zic, bravo, chiar arată super, chiar m-a impresionat. Nu mă Să gândeam te că este așa de duci bine. să treci în talon galbenă. Păi da, păi trebuie să-i fac și TP-ul, trebuie să-i schimb numerele. Ai te pe cred că să roagă la Dumnezeu aia să-ți găsească ceva și nu poate. Păi să știi, exact. Uite-te și tu cât de bine arată, deci. Bă, sincer, nu mă gândeam că este așa. Da, am zis un galben, am crezut că nu este așa de bine și, sincer, chiar sunt Căutat pe șocat net acum. codul de culoare de la M3 pe galben. Aia e culoare Și... originală, într-un fel. Da, e din fabrică. Mamă, Bine, din tare. fabrică făcută de mine, dar na. Da, înțeleg. Pe păi da, din culoare de fabrică. E albastru, roșu și sunt unele negre frumoase. Bă, da, Dar și dacă la ai vreo negru mă galben, gândeam. am dat galben. Da, arată bine și pe galben. Oricum o să mai vin pe viitor pentru că văd că ai făcut o treabă super. Chiar Mersi. mi-ar face plăcere să mai colaborăm, să mai vin pe aici, să mai modificăm la ea. Chiar arată super bine. Culoarea asta e super tare. Mai ales aici în cabina asta, așa frumos, e super. Și lăsat așa un pic, chiar e altă mașină. Și nu știu, să nu pui nimic pe ea acum și să o lași și nici nu știu, ai garaj? Bă, da, am garaj, am. Ai, să o pui dacă să o lași cu garaj, cu ușa de la garaj deschisă, dacă poți să tragă, să fie aerisit. Și să nu pui nimic pe ea. Că dacă pui ceva pe ea, acum poți să și vopseaua. Păi, și cam cât trebuie o las așa? 2-3 zile, cât? O zi, o zi. A, o zi. O zi, Păi, da. da. O să. Și după aia, dacă vrei să o întreții, îți recomand niște produse ceramice pentru ea. Da, o să. Intensiv observa când o Îți dai speli. seama, îți dai seama. Arată oricum. O să ca asta n-ai cum să nu întreții. Adică, uite-te și cât de bine arată pe mașină. Și mă E gândesc ce? să-mi iau și niște jante. Pentru că Ar astea trebui. stoc parcă. Pe negru ar merge acum, tu știi. Da, o să mă uit. Găsisem ceva jante, chiar mă uitasem mai devreme. Să mă Da. uit, mai aduc eu de prin afară, că mai aduc până afară, după alte mașini. Pe, o să vedem, adică o să mai ținem legătura. Să-mi spui cam cât mă costă și, na. Pentru că ești prima oară la noi, cel puțin la mine, de fapt. O să fie 1000 de euro vopseaua. Restul lasă cu lăsatul pe jos, pe dedesubt, e de la mine, că așa. Și softul 500. Bun, deci 1500. Da. Bun, hai să. Hai să. 7500 de lei, Hai bine. că ți dau un. Ți dau un euro că pe ăștia i-am. 1500. În numărul ăsta, să nu. Da. În Vai. numărul. Bun. Mersi. Ce să zic, și Spor, eu îți ai grijă de mulțumesc. Și eu îți mulțumesc mult, chiar arată super bine mașina. Și mai ne aia. auzim, o să mai vedem, mai venim pe aici. Mai venim, mai te deranjăm. Da. Mersi mult, salut! Salut, salut. Bun, băieți, mamă, cum arată mașina asta e. Scrieți și voi părerea acolo în comentarii. Cel puțin pe mine m-a dat pe spate. Stai să așez și eu GoPro aici. Frumos. Nu prea vedeți mare lucru, pentru că e seară.
Și na. Vedeți și voi că... Hai că... Am trecut și unii pe linia dublu continuă. Nu contează. Dăm așa o tură mică. Mergem pe varianta mai lungă a drumului. Mai ne plimbăm un pic cu ea. Chiar arată... Pe culoarea asta chiar e super. Mi-a... Cel puțin pe mine unul m-a dat pe spate culoarea asta și cum a făcut-o băiatul. Chiar o să mai vin pe aici pentru că văd că a făcut o treabă excelentă, aș putea să spun. Mașina și culoarea în general chiar arată bine. Și dacă mi-a dat-o și cu vaselină, cum a zis, chiar nu știam chestia asta cu vaselina. Acum să sperăm că nu ruginește și... Na. Oricum o să am grijă de culoare și așa mai departe. O să... Să vedeți că o să urmeze multe modificări cu ea. Doar să mă angajez mai întâi ca să... Să fac bani. Și... Na. O să urmeze probabil cu un alt body kit. Nu știu, să vedem. Sincer, chiar nu știu. Dacă aveți ceva idei, scrieți-te acolo în comentarii ce aș putea să pun pe ea. Acum urmează niște jante. Probabil că o să le vedeți în episodul viitor sau nu știu. Hai să știu o fază lungă că văd că nu e nimeni pe aici. Și... na. Sau dacă nu în episodul viitor, în următoarele episoade oricum, desigur. Că o să le vedeți. Și cred că sunt noi băieți aici, adică din ce am înțeles că... Din ce mi-a dat de înțeles, de fapt, că sunt noi, gen aici, în, cu service, cu tuning, cu nebunii. Deci, cu ocazia asta o să și promovăm într-un fel. Deci, na. Vă că vecinul n-a ajuns, cred că a mai rămas pe acolo. Nu știu. O să bag eu după în garaj, o să-i fac câteva poze, probabil. Sau poate să mă duc cu ea o tură, sau nu știu, să vedem. Cam așa arată, adică ați văzut-o acolo, dar să o inspectăm mai bine acasă. Să zic sincer, părerea, chiar a fost o părere sinceră, chiar a fost și este în continuare o mașină bine făcută acum. Cu culoarea asta, mai ales un fel de galben gold. Bine, se vede acum noaptea, nu știu ziua cum s-ar vedea, dar o să vedem mâine. Sau în alte episoade pe zi. Na, cam așa arată. Vedeți că... Să vă inspectăm mai bine. Știți că după ce le iau o să le inspectez mai bine. Cum am spus, o să urmeze jante noi. Lipul ăsta nu știu dacă o să-l scot, pentru că chiar arată bine cu bara asta. Bă. Mâna asta are senzor. Garajul ăsta, nu știu. Și nu știu, probabil că un white body kit m-ar interesa, nu știu. Acum să vedem cam cât să cere, cel puțin nu știu dacă mi-a cerut mult, acum, na, nu știu, voi știți. Scrieți și voi în comentarii dacă credeți că mi-a cerut mult pentru o culoare și un soft. Eu cred că, cel puțin, părerea mea că nu mi-a cerut mult. La cum arată mașina, eu zic că chiar nu mi-a cerut mult. Și, na, ce să zic. Cam asta a fost cu acest videoclip, băieți. Dacă v-a plăcut, știu că n-a fost ceva foarte, foarte wow, dar dacă v-a plăcut, să scrieți acolo în comentarii o notă pentru mașină, o părere, băgați acolo un like, să strângem cât mai multe like-uri, vă abonați acolo că sunteți noi, cu tot cu clopoțel, cu tot ce trebuie, în descriere aveți acolo link-uri, adică știți, de la episoadele trecute, așa că da, băieți, eu am fost The Gramp și o să ne auzim data viitoare, pa, pa!